timp în acest moment să mai așteptăm dacă vrem să zburăm sau nu. Vă rugăm să luați decizia acum, dacă doriți să călătoriți sau nu. Păi dar cu ceva în siguranță? Nu cu râciul ăsta. Da, e chiar circ, chiar circ. Da, 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 filmez, filmez. Nu, e steward. Tu? Da. Aici. Whoever wants to disembark, please disembark now. Otherwise, the rest of the passengers will not be able to fly. We are really limited with time. After the engineers will release the aircraft, and if aircraft is able to fly back to Otopeni, we will fly back. Zi-e moș și românește aici. Păi că n-are cuvintele. Păi da, adică stă în cabină, nu ne zice nimic. Până la decizia, Domnilor, domnilor, încă o dată, cine dorește să coboare din avion, autobuzul este aici. Pentru cine dorește să rămână, vă rugăm să rămâneți așezați și calmi. Păi și unde ne duc dacă coboară? Dorim să vă informăm că inginerii sunt aici, dar momentan nu avem nicio informație dacă vom pleca sau nu. Așteptăm răspunsul inginerilor. Rămâne să ascultăm decizia inginerilor. După aia decidem care vrea să plece și care nu. Dar nu care vrea să plece, că nu e așa. Domnule, dorim să vă informăm că așteptăm decizia inginerilor. Așteptăm decizia inginerilor, atât. Nu pleca și a luat corpul. Și pierzi bani, n-ai auzit? Hai să coborăm toți în avion și dați ce să facă. Suntem uși de coasă, care-i problema? Dar normal. Să mai poate așa ceva. Trebuia să aibă, dacă avionul ăsta este defect, trebuia să aibă într-o dispoziție. Cum așa ceva? Omre!